Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun un bine ați venit la o nouă emisiune Realitatea Zilei. Continuăm cu o nouă ediție și în seara aceasta în care încercăm să vă aducem la zi cele mai importante probleme ale societății din România și nu numai din România, chiar și din diaspora. Și în seara aceasta avem un invitat special, un prieten de-al nostru, un prieten al Producens Media, un prieten al meu personal. Un om care acum câțiva ani de zile a hotărât să plece din țară pentru o perioadă și să facă acolo unde s-a dus un lucru iminent, să trăiască între românii plecați în Canada. Stimați prieteni, în seara aceasta l-avem ca invitat pe domnul pastor Lavric David sau David Lavric. Bine ai venit, David! Mă bucur să fiu cu voi în dimineața aceasta și mă bucur să vă pot fi de folos. David, la tine este bună dimineața, noi spunem prietenul nostru și bună seara. Și aș vrea să te prezint puțin. Tu ești un bănățean jet by jet plecat pentru o misiune specială în Vancouver, Canada. Ești pastorul Bisericii Emanuel din Vancouver. Și împreună cu soția ta și cu două fetițe faceți o lucrare foarte frumoasă acolo. Cel puțin anul trecut când eu am fost, am văzut lucrul acesta și m-am bucurat să văd că un om pe care îl știu încă de pe vremea studenției a confirmat și în țară și în străinătate. Am început de ceva vreme să discutăm cu diaspora, cu prietenii noștri din diaspora și fiind în perioada aceasta a sărbătorilor Învierii, am încercat să vedem care este starea, care este atmosfera, ce fac prietenii noștri de acolo, cum se sărbătorește această sărbătoare într-o stare de urgență, că și la voi e la fel. Și mai mult, cam cum vă descurcați? Cât de greu sau cât de ușor este zilele acestea? În primul rând, dăm câteva informații în privința aceasta. Ce faceți voi, familia, copiii, biserica? Cum vă descurcați? Ca toți ceilalți creștini care trec prin asemenea situații, ne-am adaptat și noi crizei și încercăm să continuăm părtășia bisericii folosind platformele online. Astfel, în fiecare duminică seara, începând cu ora 5, transmitem cele două predici către comunitatea de români, predica în limba română și predica în limba engleză. Dat fiind faptul că biserica are un număr frumos de tineri care vorbesc limba engleză și gândesc în limba engleză, am considerat oportun faptul acesta al unui mesaj de limba engleză. După programul acesta de predicare, continuăm părtășia pe aplicația aceasta numită Zoom, iar biserica se poate manifesta și poate pune în exercițiu darurile spirituale, putem să socializăm, putem să ne rugăm unii pentru alții și putem astfel să transferăm părtășia aceasta fizică într-o formă spirituală de la distanță. Cred că biserica trebuie să fie capabilă să se adapteze în orice situație, știind că Hristos este suveran și este capul ei, indiferent de vremuri și de împrejurări. Ca familie suntem bine, fetițele sunt puțin sătule de satul în casă, am două fetițe mici, Sara de 3 ani și Victoria de aproximativ un an de zile. Vă închipuiți că la vârsta asta statul în casă, într-o vreme însorită și frumoasă, e un calvar pentru ele. Dar e un timp bun de comunicare și de educație om la om. Așadar ne adaptăm cu toții. Mă bucur să aud vești bune și noi aici în țară, după cum probabil ești la curent cu știrile din România, încercăm să ne adaptăm și tot așa, să ne ducem viața cât putem mai departe, cu restricțiile, bineînțeles, de rigoare și mai ales că de astăzi mai avem încă 30 de zile de stare de urgență.
Înainte de a trece la temă, aș mai vrea să te întreb ceva important legat de relația cu biserica. Deci ai spus că deja comunicați prin Zoom, aș putea spune că planeta Pământ ar trebui să se cheme planeta Zoom deja, pentru că nu știu pe nimeni să nu folosească Zoom-ul la ora actuală. Mai sunt și alte aplicații, dar se pare că această aplicație Zoom este cea mai folosită și e bine că există așa ceva. Sper să renunțăm cât mai repede la... sau să trecem peste această perioadă, să ne întoarcem la întâlnirea față în față. Dar legat de biserică, nu știu dacă e cazul la voi, dar în alte părți, în România în special, pe lângă nevoile de păstorire, de comunicare, de a vedea ce face aproapele vostru, fratele vostru de acolo, biserica în sine, există și această nevoie socială. Românii din Vancouver, în general, și Biserica Emanuel, în mod special, a încercat să implice într-o acțiune de genul ăsta sau face ceva în afară de a comunica problemele spirituale sau există și o componentă socială, cel puțin la nivelul bisericii, ajutorul la celor sărași sau la nivelul comunității de români, care nu e chiar mic în Vancouver. E destul de... Da. Acum, bisericile etnice sunt biserici cu anumite particularități speciale, total diferite de bisericile din România, în multe, multe privințe. Noi, ca biserică, încercăm să slujim în mod special comunitatea românească din Vancouver. Pe de altă parte, împreună cu tinerii, încercăm să fim de folos și comunității canadiene. De exemplu, periodic mergem cu mâncare la oamenii străzii din downtown și îi hrănim cu texte scrise pe hârtiuțe, pungile cu mâncare și în felul acesta ne achităm și de datoria aceasta socială față de societate. În mod special în această perioadă încercăm să fim lângă seniorii noștri din adunare, care nu pot să iasă din case, expunându-se prea mult, și astfel ne-am organizat și le cumpărăm alimentele de care au nevoie, medicamente și așa mai departe, și astfel, ca biserică, încercăm să acoperim nevoile sociale ale celor din interiorul comunității noastre. Excelent! Mă așteptam la asemenea răspuns și mă bucur că Comunitatea Românească și Biserica Emanuel din Vancouver, Biserica Emanuel de acolo, din comunitatea aceea mare, cu multe probleme, cu multe naționalități, își practică credința și prin fapte. Ne întoarcem la tema noastră, drumul creștinului de la Camera de Sus, din Camera de Sus către carantina de astăzi, pentru că nu ne putem debarasa de starea. Orice am face, orice am discuta, trebuie să recunoaște că suntem într-o situație anume și asta ne influențează orice alt face, orice am gândi. Nu suntem într-o stare, să spunem, normală și atunci tot ce mintea noastră gândește e influențată de starea aceasta. Și fiind în Săptămâna Mare, voi deja ați sărbătorit învierea săptămâna trecută, de fapt duminică, noi suntem în Săptămâna Mare și aș vrea să ne uităm puțin la evenimentele de săptămâna aceasta. De ce? Pentru că, după cum anunțam și dimineață, tema de astăzi este de la Camera de Sus la carantina de astăzi. Deci drumul creștinului la cea mai înaltă formă de închinare, față în față cu Mântuitorul, la masa pascală și apoi la cina cea de taină, la situația de astăzi în care fiecare stăm cum putem și ne descurcăm așa cum ne descurcăm fiecare. Și înainte de a ajunge la Camera de Sus și apoi a merge mai departe despre carantină, aș vrea să enumerăm puțin evenimentele poate cele mai importante de la Flori până evenimentele din Joia Mare, de la Camera de Sus. Poate dacă considerați că este oportun, cred că ar trebui menționat din start faptul că dezideratul lui Hristos pentru creștin a fost și rămâne Camera de Sus. Chiar dacă apar anumite pauze de genul acesta, Hristos a intenționat ca părtășia să fie realizată în spirit și în trup, cu carne și cu oase, în cadrul intimității din Camera de Sus. Știu că există astăzi, și am observat în mai multe comunicate, ideea aceasta, biserica vie, e biserica fără instituție, o biserică care se poate organiza la nivel de casă și așa mai departe.
Cred că ar trebui cumva să menționăm și să tragem un semnal de alarmă în legătură cu faptul că, în ultimă instanță, trupul fizic este testul credinței. În izolare, în carantină, tot ceea ce generează mintea noastră poate părea idei de geniu. Dar, în ultimă instanță, ne validăm pe noi înșine, ne validăm credința, atestăm faptul că roada Duhului este autentică în cadrul trupului, în camera de sus, în cadrul părtășiei. De exemplu, între patru pereți poți să afirmi răspicat faptul că poți să iubești. Dar perimetrul acela al familiei justifică foarte simplu iubirea. Iubirea ca roada Duhului Sfânt se validează la nivelul comunității, la nivelul unor persoane vii, a unor persoane cu probleme, a unor oameni care de-a lungul a 10 ani te-au mai supărat din când în când. Așadar, nu cumva să dezvoltăm o spiritualitate falsă în izolare, care să se valideze ca fiind falsă în cadrul comunității. Cât stăm acasă, să ne pregătim pentru părtășia bisericii. Cât stăm în izolare, trebuie să ne pregătim pentru camera de sus. Cât de buni suntem spiritual, se validează la nivelul trupului. Așadar, desideratul rămâne camera de sus, oricât de mult ar ține izolarea aceasta. O remarcă foarte bună. Deci, practic, din punct de vedere al relației noastre cu Dumnezeu, nu se compară nimic cu camera de sus. Asta vrei să spui și orice alt surogat, orice altă inițiativă proprie și comunitară nu echivalează experiența și tot ce se întâmplă în părtășia din camera de sus. Adevărat, adevărat. Și cred că creștinii ar trebui să surprindă această dimensiune congregațională a credinței lor. Suntem meniți să trăim în grup. Bun, acum dacă tot am atins acest subiect, aș vrea să ne ducem puțin de vremea de dinainte de această criză, în care a existat momentul camerei de sus, poate de mai multe ori, cu siguranță. Și nu l-am apreciat sau nu am fost atenți, nu l-am tratat cu respectul, n-am fost vrednici să fim în starea aceea și acum se vede clar starea în care am ajuns. Poate cum vezi tu, apropo, cum vezi toată această situație din punct de vedere spiritual? Lăsăm efectele medicale, economice, asta le știm, să văd și le vom mai vedea de acum încolo. Înainte de criză, care era părerea ta, așa, poate în Canada, dacă stai acolo, sau în România, din informațiile tale, din ce ți-aduce aminte, care crezi că era starea creștinului de rând, să zic așa, față de relația din camera de sus, în primul și apoi a bisericii întregi, a comunității creștine? Cred că expresiile lui Dietrich Bonhoeffer în legătură cu părtășia bisericii sunt relevante pentru discuția aceasta. La un moment dat, el spunea, creștinii tratează părtășia bisericii ca fiind o normalitate. Însă n-ar trebui să o gândească așa, pentru că Hristos n-a fost înconjurat de prieteni, ci de dușmani. Cred că pe aceasta se imagine. Ne-am obișnuit să fim înconjurați de creștini, ne-am obișnuit să avem programe de biserică bine organizate și am tratat părtășia din trupul lui Hristos ca fiind o normalitate pentru noi. Greșit! Părtășia este o binecuvântare a lui Hristos pentru viețile noastre. Și cred că situația de față, cu toate implicațiile ei medicale și economice, situația este un context extrem de bun pentru reevaluarea teologiei despre părtășia bisericii și pentru reașezarea priorităților în ce privește viața de biserică. De-a lungul istoriei, toate clarificările teologice s-au realizat în contexte extrem de specifice. În mod special, ereziile au forțat clarificările teologice. Uite, astăzi, criza aceasta și carantina în care ne regăsim cu toții poate forța, într-un fel, clarificarea teologiei despre biserică, reașezarea priorităților în viața unui creștin cu referire la implicare în biserică, cu referire la slujire și așa mai departe. Contextul e extrem de bun dacă știm să-l folosim cum trebuie. E posibil să denatureze mult din viața eclesială după ce ieșim din criza asta, dacă nu știm să-l folosim cum trebuie. Bun, deci practic există această oportunitate de a ne face un mare bine, fiecare dintre noi, uitându-se întâi la sine, la propria stare și apoi împreună într-o mișcare de revitalizare, spune. Întâi
la nivel personal și apoi la nivel de comunitate, la nivel de biserică, a ceea ce înseamnă această părtășie, deci teologia părtășiei. Nu credeam că există o asemenea teologie, o ramură a teologiei care se referă doar la părtășie. Bine de aflat, încă învățăm și probabil cred că unele dintre principiile acestei teologii, deci acestor principii care acum își văd clar nevoia de a fi clarificate, sunt foarte mult dezbătute. Una dintre ele știm că a fost cina Domnului și s-a discutat atât de mult și noi am discutat-o aici. Pozițiile au fost diverse până la urmă. Fiecare a ales să desfășoare într-o anumită formă. Probabil nici Domnul Iisus Hristos nu s-ar fi gândit atunci că peste ani și ani această frumoasă părtășie, comuniune cu sângele și cu pâinea, cu vinul și cu pâinea, reprezentând trupul și sângele Domnului, va fi așa de mult dezbătută de-a lungul istoriei, mai ales acum în zona aceasta a virtualizării. Bun, e o discuție, să ajungem și acolo. Ne întorc la săptămâna aceasta. Sunt mai multe evenimente povestite de evanghelici, scuză-mă, în care sunt câteva lucruri. Una dintre ele, o întrebare care mă frământă și aș vrea să-mi dai un părerea ta, dacă se poate, este cum de la o zi de duminică, ziua florilor, în care s-a intrat triumfal, toată lumea era bucuroasă, aruncau hainele cu flori, cu ramuri de finic. Deci, de duminică până joi, mai exact, până apoi vineri, până la răstignire, toată această atmosferă de fericire, de bucurie, de bine ai venit, practic, s-a transformat total. De la un om care ziceai că a intrat împăratul, într-adevăr, împăratul real, să în câteva zile să sfârșească pe cruce. Ce crezi că a fost factorul? Care crezi că a fost factorul marcant care a schimbat total situația asta, relația lui cu ceilalți, cu poporul iudeu? Din punctul meu de vedere, așteptările celor care l-au întâmpinat pe Hristos au fost așteptări care nu și-au găsit rezonanța în mandatul lui Hristos. Poporul a așteptat un împărat care să-i elibereze de romani și care să reinstaureze împărăția davidică la dimensiunea la care ea a fost în trecut. Însă Hristos a venit în primul rând să mântuiască sufletele și a venit să transforme inimile oamenilor. Șocul acesta pe care noi îl regăsim în relatările evanghelice e determinat de faptul că poporul a așteptat ceva ce Hristos n-a venit să ofere în primă fază. Iar foarte curând, realizând oamenii că Hristosul acesta pe care l-au aclamat ca fiul al lui David n-a venit pentru mandatul pe care ei l-au intenționat, inima s-a schimbat. Pe de altă parte, intrarea aceasta triumfătoare în Ierusalim e văzut așa din percepția poporului. N-aș crede că Hristos a văzut intrarea în termenii aceștia. El a venit să aducă judecata. Amintiți-vă de blestemarea smochinului și de această curățare liturgică a templului. Ambele evenimente sumarizează judecata lui Dumnezeu asupra poporului la care a venit Hristos, aducă mântuirea. Deci, din perspectiva Domnului Iisus Hristos, intrarea aceasta nu a fost o intrare triumfătoare, ci mai degrabă a reprezentat începutul pronunțării judecății lui Dumnezeu asupra națiunii lui Israel. Mi-aduc aminte de trei fapte care s-au întâmplat, doar le enumăr, nu intrăm în ele, probabil vom face o altă emisiune pe tema aceasta, a întrebării pe care ți-am pus-o puțin mai devreme. Dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Practic, i-a dezamăgit complet. Ce? Aruncarea vânzătorilor din templu, iară, vă dați seama, i-a lovit acolo unde durea cel mai tare. Și apoi, relația despre templu, spuneți, dărâmați templul acesta și vă rezidi în trei zile. Vă dați seama, chestii la care ei nu se așteptau, a fost o dezamăgire maximă. Bun, astea au fost evenimentele. Ajungem în
ziua în care se desfășoară evenimentele din Camera de Sus. Prezintă-ne puțin contextul. Sună foarte frumos, Camera de Sus, așa înălțător. Te gândești din star că acolo trebuie să te întâmple ceva. Nu e nici la subsol, nici în catacombe, nici în celula unei închisori, ci undeva sus. Deja îți dă senzația că acolo e un eveniment, o întâlnire în care se discută lucruri înalte sau se întâmplă fapte de rang înalt. Prinde puțin contextul și apoi spune exact ce s-a întâmplat acolo, care a fost atmosfera. Dacă din nou îmi permiteți, aș vrea să setez câteva coordonate pentru discuția cu referire la cina Domnului din Camera de Sus. Noi fiind români și fiind latini în abordările noastre, tindem să romanțăm discuția și să prezentăm situațiile într-o formă perfectă. Mai ales când vine vorba despre cina Domnului și despre contextul în care ea a fost instituită. Eu aș seta câteva coordonate pentru noi toți vis-a-vis de discuția aceasta. Și prima coordonată ar fi următoarea. Eu cred că preocuparea textelor din Noul Testament nu este să seteze ritualul ce ține de administrarea cinei sau să explice semnificația exactă a expresiilor lui Iisus. Acesta este trupul meu și acesta este sângele meu. Nu cred că documentul Noului Testament are preocuparea aceasta. Și textele din Noul Testament sunt mult mai mult preocupate, pe de o parte, să instituie cina Domnului ca practică pentru comunitatea creștină și, doi, să accentueze partea etică. Amintiți-vă 1 Corinteni 11. Acolo Pavel este extrem de direct în ce privește atitudinea celui care se apropie de masa Domnului. Așadar, încercarea aceasta de a găsi în textul liturgic biblic răspunsuri la toate întrebările noastre vis-a-vis de cina Domnului este mult mai mult alimentată de nevoile noastre, de contextul și criza noastră, decât de intenția cu care textul biblic a fost scris. Cred că este necesară reglarea aceasta hermeneutică vis-a-vis de textele biblice. Domnule, când Duhul Sfânt a inspirat un text prin autorul care l-a scris, a avut o intenție clară. Trebuie să-mi fac treaba de exeget și să descoper intenția Duhului Sfânt prin autor și să cer textului să-mi spună ceea ce s-a intenționat prin scrierea lui. Cred că este un element de cotitură în tratarea oricărui subiect ce ține de cina Domnului. Al doilea element care coordonează discuția este vis-a-vis de importanța cinei în Biserica Primară. 1 Corinteni 11 este parte dintr-un document istoric din care face parte și 1 Corinteni 15, textul care vorbește despre învierea lui Iisus Hristos din morți. În ambele pasaje, Apostolul Pavel folosește o expresie similară și el spune: vă învăț ceea ce am primit și eu de la Hristos prin apostoli. Expresia aceasta este o expresie de natură istorică care așează cele două evenimente în același document și se poate presupune faptul că documentul a fost originat undeva la 5-10 ani de la înălțarea lui Iisus Hristos la cer. Așadar, crezul Bisericii Primare a conținut prin excelență două evenimente fundamentale, și anume documentele care atestă învierea lui Iisus Hristos din morți și documentele care au reglementat și instituit cina Domnului. Noi, ca evanghelici, nu știu dacă am înțeles până la urmă mesajul cinei. Tocmai frecvența cu care ne împărtășim s-ar putea să sublinieze lipsa unei teologii coerente despre cina Domnului. În Biserica Primară, cina s-a luat cu frecvență pentru că cina a fost parte din crezul fundamental al Bisericii. Învierea și cina au constituit elementul central. Și observația numărul 3, care din nou e fundamentală în perioada aceasta, pentru orice discuție ce ține de cina Domnului. Vă rog să vă reamintiți faptul că în Biserica Primară, în perioada patristică, părinții bisericii au interpretat elementele cinei ca reprezentând prezența metafizică a lui Hristos. Ei au spus clar, fără echivoc: domnule, pâinea este trupul lui Iisus, nu au spus că simbolizează, ci au spus este trupul lui Hristos, iar vinul este sângele Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este extrem de necesară în acest context. De ce, domnule, părinții bisericii
care ar fi trebuit să predice o evanghelie extrem de apropiată de Evanghelia Apostolilor. De ce tocmai ei au ajuns la o asemenea interpretare? Pentru că întrebarea trebuie pusă în punctul acesta. Răspunsul este simplu. Gnosticismul din acea perioadă i-a presat pe acești părinți ai bisericii să interpreteze elementele în maniera aceasta. Gnosticismul spunea următoarele: materia și spiritul nu pot conviețui. Trupul este corupt. Dumnezeu nu s-a putut atașa unui trup, nu s-a putut întrupa. Astfel, trupul lui Hristos a fost doar o iluzie, o aparență. Ei, în acest context al unei asemenea erezii gnostice, părinții au interpretat strict elementele. Cred că Ignatius, la un moment dat, spunea: domnule, docetiștii n-au ce sta în fața Euharistiei, pentru că aceștia nu pot concepe cum darul lui Dumnezeu a putut să fie adăpostit în trupul uman. Ce observați? Criza bisericii născută de erezie a forțat biserica să interpreteze elementele într-o anumită formă. Mare grijă la nevoile cu care ne confruntăm astăzi. Senzația mea este următoarea. Senzația mea este următoarea. Am ajuns să interpretăm biserica, în mod special eclesiologia sau practicile bisericești, prin prisma nevoilor și a crizelor noastre. Și când facem acest lucru, ne aruncăm pe o pantă care nu sfârșește bine. Începutul trebuie să-l reprezinte textul Scripturii. În măsura în care nevoile noastre setează actul de interpretare, nu mai avem siguranța că interpretăm textul așa cum Duhul Sfânt l-a intenționat. Așadar, cred că discuția despre cina Domnului trebuie să fie purtată avându-se în vedere cele trei coordonate fundamentale. Bine, deci practic spui că datorită gnosticilor din vremea aceea a fost nevoie de doctrina transubstanțierii tocmai pentru a da crez faptului că Domnul Iisus Hristos s-a întrupat și a fost ființă în carne și oase și în același timp spiritual din Dumnezeu, 100% om, 100% Dumnezeu, în perioada aceea, astfel, erezia s-ar fi răspândit mult mai, mult mai tare. N-aș spune că a fost o nevoie, ci aș spune că contextul a presat biserica să gândească lucrurile în maniera aceasta. Concluzia este că în cazuri de asemenea urgențe, asemenea, să spunem, presiuni, pot schimba doctrinele de bază ale bisericii. Ăsta e pericolul, nu? Despre asta este vorba. Despre asta este vorba. Bun. Sunt credincios de rând, n-am studiat teologice înalte, nu fac mai mult decât să citesc Sfânta Scriptură regulat, să spun, particip la slujbele bisericii. Am o mulțime de conexiuni online acum către orice biserică, adunare în România și în străinătate, diversi pastori, predicatori, unii mai buni ca alții. Ce faci tu în calitate de pastor sau tu ca, să spunem, enoriaș simplu, credincios simplu, în momentul în care ești presat de atâtea informații care vine din stânga, din dreapta, din... Ce se întâmplă? Hai să vorbim puțin la contextul actual. Fac și eu lucrul acesta și știu că mulți din oameni, cei care nu mai merg astăzi, din diverse motive, nu mai pot merge, ca și noi de altfel, fac în mediul online. Încearcă să se mute de pe un canal pe altul. Stau la o predică, la o biserică, dacă le place, se duc la altă biserică, dacă într-o biserică se dă cina și ok, te duci acolo, ia cina, după aia se întoarce în altă parte. Deci ajung ca într-o duminică dimineața să asist așa bucățele de program la 4-5 biserici. Sau, pericolul pe care îl văd eu în primul rând în starea de față este enoriașul flotant, care aparține tuturor și nimănui în același timp. Ce înseamnă? Dacă în momentul în care erai într-o biserică în mod fizic, în comuniune, fie că erai în biserica ta sau în biserica pe care o vizitai, erai acolo părtași cu ce se întâmpla. Bineînțeles,
nu-ți permiteai să stai pe telefon în timpul bisericii sau dacă stăteai oricum, nu aveai posibilitățile care le ai acum. Dar acasă fiind, nu te împiedică nimeni altcineva decât conștiința ta proprie să te duci de la o biserică la alta, de la o adunare la alta. Pericolul de a te hrăni cu diverse informații, unele dintre ele cu semnul întrebării, și aici mă refer la teologie, la doctrină, este foarte mare. Ce putem face? Gândește că sunt oameni care experimentează lucrul acesta în România de o lună de zile. Ce putem face? Că trebuie să știm să tratăm această situație. Cum ne hrănim? Cum facem selecția? După cum deja ați menționat, prima malformație a acestei perioade este tocmai faptul că credincioșii nu se mai hrănesc spiritual ascultând poate predicile păstorului lor și lăsându-se slujiți de slujitorul pe care Dumnezeu l-a pus în trupul din care ei fac parte. Și am să spun lucrurile foarte clar aici, nu trag foc la oala niciunui păstor. Când Dumnezeu a așezat biserica pe pământ, a așezat în trupul fizic și local al bisericii, nu doar în cel invizibil, cum toți spun unii, a așezat în trupul fizic și local slujitori pentru desăvârșirea sfinților de acolo care au nume și adresă. Apostolul Pavel spune că Dumnezeu a dat pe unii apostoli, pe alții predicatori, pe alții învățători, pe alții păstori, pentru desăvârșirea sfinților. Eu cred că fiecare credincios trebuie să învețe, mai ales acum, să se lase desăvârșit sau slujit de slujitorii pe care Dumnezeu i-a pus în comunitatea lui. Tendința aceasta de a fugi de la o biserică la alta și de a te lăsa educat teologic sau hrănit spiritual, ba de unul, ba de altul, nu cred că are justificare biblică. Când Dumnezeu a pus un om într-o biserică, l-a pus acolo pentru a fi desăvârșit de slujitorii locali. Eu știu că uneori e greu să te lași slujit de oamenii pe care nu-i consideri la fel de competenți în comparație cu alți predicatori pe care îi preferi. Dar și aceasta este o disciplină spirituală. Te-a pus Dumnezeu într-un loc, consideră că a așezat acolo ceea ce mai nevoie să crești spiritual, cu alte cuvinte, trebuie să înveți să crești spiritual sub slujirea acelora pe care Dumnezeu i-a pus în locul respectiv. Ei, în situația noastră, eu cred că ar trebui ca fiecare în parte să stea sub slujirea păstorului din biserica din care fac parte. Și păstorul respectiv trebuie să vegheze asupra turmei și să aibă grijă ca nu cumva ereziile care circulă să le afecteze credința credincioșilor și să perturbe mai apoi închinarea lor privată înaintea lui Dumnezeu. Lucrurile se întâmplă pe două planuri. Fiecare trebuie să realizeze valoarea slujitorilor pe care Dumnezeu i-a pus în trupul din care fac parte și doi, păstorii trebuie să fie vigilenți. De exemplu, eu personal sunt foarte atent. Sunt fel și fel de predicatori care acum au devenit televangheliști și nu o să-și păstorească turmele lor, care trec prin suferință și prin valea umbrei morții, s-au găsit să păstorească întreaga lume. Domnule, păstoriți-vă turmele și aveți grijă de fiecare uiță în parte, mai ales acum în încercare. Păstorul trebuie să fie păstor, mai ales în vremurile grele prin care trecem acum. Deci lucrurile se întâmplă pe cele două planuri în mod concomitent. Bun. Am atins un punct foarte sensibil, să știi, dar am zis că discutăm lucrurile așa cum trebuie în seara aceasta. Camera de sus trebuie să rămână camera de sus. Parcurgerea acestui drum de la camera de sus către criza în care suntem, sau hai să o luăm invers, de la criza în care suntem către camera de sus, întoarcerea către camera de sus, este un drum foarte important. Și tot acest parcurs, tot acest traseu pe care noi îl facem împreună, nu trebuie să fie cu nimic mai prejos din punct de vedere al calității relației noastre cu Dumnezeu decât atunci când suntem în vremuri de pace sau suntem bine, sănătoși, nu ne deranjează nimeni și tot așa. Bun, deci unul din pericolele am discutat referitoare la starea de astăzi. Ceva ce ne clar deranjează părtășia noastră din camera de sus. Ce alt pericol, ce alt aspect important al stării din al atmosferei din camera de sus trebuie să luăm în considerare în zilele acestea? Știu că am să deranjez unii și pe alții și reacțiile vor fi în consecință.
Însă senzația mea este că s-a accesat preoția universală într-un mod strict pragmatic și eronat. Eu aș sta și personal vă spun că vreau să aștept, am să aștept și să urmăresc ce se întâmplă pe viitor. S-a accesat la nesfârșit preoția universală. Domnule, ești preot în casa ta, organizează-te singur, poți să faci ceea ce trebuie să faci acolo, exact ca la biserică, n-ai nicio problemă. Eu aș pune o întrebare foarte simplă aici și fără supărare. Domnilor, începe persecuția. Să presupunem că vine persecuția și va veni, fără nicio discuție. Spre asta suntem meniți. Vine persecuția, eu aș întreba toți slujitorii bisericii. Vor cere credincioșilor din comunitatea lor să vină la biserică regulat pentru părtășia fizică și pentru administrarea cinei Domnului, sau vor accesa din nou preoția universală și vor spune, domnilor, puteți să vă administrați singuri acasă. Știți care este răspunsul? Dacă cumva nu vin la biserică, îi acuzăm că n-au credință. Că n-au credință. Ei, un pericol mare în această perioadă este că atașăm semnificații noi față de concepte teologice forțați de împrejurări. Și mai apoi, după ce trece criza, trebuie cumva să reașezăm lucrurile în ordinea potrivită. Dar nu o să mai putem face pentru că lucrurile vor merge prea departe. Deci pericolul este să atașăm semnificații noi de concepte care n-au avut rolul pe care l-au în perioada aceasta. Bun, domnule pastor, dar vin cu următoarea întrebare. Noi în România avem internet foarte bun și ne putem uita online la orice alt program, inclusiv în Canada, în Statele Unite. Pe lângă ce avem noi în România, ne permite tehnologia, avem mai multe telefoane, calculatoare, nu ne împiedică nimic să ne uităm la ceea ce faceți dumneavoastră în Statele Unite. Există tendința aceasta de a ne americaniza foarte mult și de a prelua modele din zona aceasta a Americii de Nord, care este mult mai relaxat în față de ceea ce vorbim noi în seara aceasta, atât la doctrinele de bază și apoi chiar la aceste tradiții legate de cină, legate de botez, legate de închinare, legate de mersul la biserică și mai sunt și altele. Cum vedeți? Pentru că noi încă credem că în tot ce se întâmplă în America este un model de urmat sau tot ce se întâmplă în vestul Europei este un model și sunt niște nu dau nume, nu vreau să dau nume, sunt câteva biserici faimoase în Statele Unite care au influențat foarte mult bisericile din România și la închinare și la multe, multe alte aspecte. Ce părere ai? Ce ne sfătuiești în starea aceasta, în momentul ăsta? Eu aș putea să vorbesc în dreptul meu aici și să vorbesc despre cum ne organizăm noi ca biserică. Și aș spune pentru aceia care sunt interesați de viața bisericilor românești din Canada, biserica românească din Canada e mult mai înapoiată, în ghilimele, în comparație cu biserica din România. Vă rog frumos să aveți mare grijă în declarații. Nu suntem noi românii, nu toți, nu suntem așa de înaintați în ce privește dezvoltările de programe și evoluția aceasta în raport cu multe biserici din România. România nu mai e ce a fost în urmă cu 10-20 de ani când au venit ai noștri în Canada. Biserica din Canada încă încearcă să copieze modelul bisericii din România de acum 20 de ani. Faptul că anumite biserici au profitat de ocazie și au devenit lidere în a seta o interpretare, nu e o chestie generalizată. Sunt multe alte biserici pe care eu le cunosc și mulți alți păstori care încearcă să trăiască Scriptura cât pot de bine și să își păstorească turma cât mai aproape de înțelesul Scripturii. Faptul că unii nu vor sau faptul că unii au alte idei e problema lor. Dar aici ține și de viziunea fiecărui păstor. Eu, în primul rând, sunt păstor, nu predicator, în primul rând sunt păstor, sunt atașat de turmă și de fiecare oiță în parte. Păstorul trebuie să vegheze și trebuie să fie prezent printre oițele lui la fiecare situație. Și trebuie să seteze viziunea. Și dacă lucrurile sunt bine la nivelul slujitorilor, vor fi bine și la nivelul bisericii. Foarte bine zis și sunt de acord cu afirmația ta. Clar, dacă căutăm
în mod continuu modele, să copiem pe unii și pe alții, stiluri de vorbire, stiluri de închinare, actualizarea închinării la... Bun, ceea ce nu e rău, bineînțeles, nu ne cere nimeni să rămânem la modelul de desfășurare a unui serviciu divin ca acum 100 de ani sau ca acum 50 de ani, când erau alte condiții și alte posibilități, clar, adaptarea la tehnologie. Toți folosim tehnologia care o avem și acum, practic suntem față în față datorită tehnologiei. Dar există o limită și asta am spus-o eu de multe ori, am și scris-o, am și spus-o de multe ori. Și pentru mine există un om care trăiesc din asta, o limită a ceea ce se poate trece de tot ce e nou. Bineînțeles, aș putea, cineva ar spune, datorită vârstei, nu mai sunt nici eu la 20 de ani și nici alții, poate generația mea, vede lucrurile puțin mai conservator decât ceilalți. Cu siguranță așa este. Dar bazându-ne pe Scriptură, și Scriptura cred că se adresează și tinerilor și bătrânilor, indiferent de generație, în același mod și cu același direcții clare de urmat. Așa că prea mult loc de interpretări eronate și chiar dacă sunt, n-ar trebui să fie, ci întotdeauna ar trebui să luat privind și la nivelul comunității. Și la ce mă refer? Te rog să te gândești și la aspectul ăsta și să-mi spui câteva cuvinte. S-ar putea ca eu, apropo de preoția universală, s-ar putea ca eu să fiu ordinat sau hirotomisit, ca să folosesc un termen din credința ortodoxă, și să am dezlegarea aceasta, chiar dacă nu sunt, să fac ceva, să cer binecuvântarea. Dar datorită conștiinței, cugetului, datorită cugetului celorlalți care nu au acest lucru, nu au această dezlegare, nu au această libertate, s-ar putea să fie de conflict. Și îți dau un exemplu. Au fost biserici care au hotărât să urmeze o anumită recomandare de a nu face comuniunea, părtășia la cina Domnului, datorită că așa au crezut, așa. Dar enoriașii, credincioșii, s-au uitat în stânga, în dreapta, au văzut că alții, fără nicio ezitare, au făcut lucrul acesta, după care toată această stare de după cină s-a întors împotriva bisericilor sau chiar a păstorilor în special, care n-au fost de acord. Sau au recomandat să nu, s-a hotărât la nivelul comitetelor. Dar e clar, deci, practic, faptul că unii au avut un cuget mai liber decât alții și au crezut ceea ce au crezut și au făcut conform cugetului lor, i-a determinat pe ceilalți care n-au făcut să devină într-un fel geloși și mai mult să se întoarcă către liderii bisericilor, către păstori și să le spună, dar ăia de ce au făcut? Ăia nu au aceeași Biblie, dar e la fel ca și noi. Este tot baptist, este tot pentecostal și tot așa. Practic, s-a creat un conflict post masa Domnului prin diferențele de interpretare și mai mult de împlinirea acestei părtășii pe care o avem cu toții. Ce părere ai? Ce poți să ne zici? Așa este. Aceasta este o consecință a faptului că avem acces la fel și fel de predici și putem să ne informăm din diverse surse. Din nou, aș pune accentul pe responsabilitatea păstorului local. De exemplu, în acest context, eu, după ce am predicat bisericii și am transmis predica online, am avut o întâlnire cu toată biserica pe aplicația aceasta Zoom și într-un sfert de oră le-am explicat punctul meu de vedere cu argumentele Scripturii, sublinind de ce noi, ca Biserica Emanuel, am hotărât să facem cum am hotărât să facem. Adică să amânăm celebrarea cinei Domnului pentru momentul când vom fi toți împreună pentru a ne putea bucura la nivelul comunității de această părtășie în fața cinei Domnului. Aș accentua din nou valoarea fiecărui păstor în a-și păstori turma și în a explica clar bisericii de ce a hotărât ceea ce a hotărât împreună cu frații din conducere. Și aș mai adăuga un aspect aici. Am citit foarte multe comunicate scrise în această perioadă și cu tot respectul, foarte multe au apelat la argumente sentimentaliste și au produs o manipulare în masă. Nu știu exact câți oameni din bisericile noastre chiar înțeleg la ce se referă expresia biserica din primul secol s-a întâlnit în case. Cred că fiecare poate accepta că acele case au acomodat
întâlnirea creștinilor, la fel cum clădirile noastre acomodează astăzi întâlnirea bisericii. Piatra și lemnul din zidurile caselor nu sunt mai sfinte decât piatra și lemnul din zidurile bisericilor. Pe de altă parte, toată lumea poate admite faptul că biserica din case nu s-a referit doar la o singură familie. Are cineva curajul acum să spună că biserica din case a compus doar un bărbat, o femeie și doi copilași? Nu! Problemele din Noul Testament sunt probleme specifice unei congregații, a unei biserici, cu fel și fel de tipuri de oameni. Biserica din case din primul secol a însemnat un grup de credincioși din aceeași zonă geografică care s-a întâlnit periodic în casa unuia și casele au început să fie remodelate foarte curând. Am văzut că s-au avântat unii spunând, domnule, clădirile au început să apară în secolul 4. Greșit! Greșit! În secolul 2 spre final deja există proiecte care atestă acomodarea unor case romane, au început să fie dărâmate ziduri pentru ca biserica să se poată întâlni. Clădirile nu au apărut ca dorință de control, ci ca o necesitate în fața unui număr care creștea al credincioșilor. Deci, argumentația aceasta care apelează la domnule biserica din case, adevărata părtășie, acolo era într-adevăr Duhul Sfânt prezent, omite multe aspecte. Casa reprezenta patru pereți, la fel cum clădirea reprezintă de azi patru pereți. Și în case era biserica, nu o singură familie. Dar văd că nu vor să explice lucrurile, ci apelează la partea emoțională și lasă situația să degenereze și se manipulează așa în masă. Suntem buni la lucrurile acestea, din nefericire. Da. Dureros ceea ce zici. Dar există acest pericol. Există acest pericol de a înțelege greșit și de a merge mai departe. Bun. Aici trebuie să intervină păstorul local și să clarifice lucrurile. Nu trebuie să direcționeze discuția doar într-o parte sau în cealaltă, ci, domnule, uite, astea sunt argumentele, haideți să vi le explic și eu, potrivit cu lumina pe care o am, în contextul Sfintei Scripturii. Și biserica trebuie să aibă acces la o informație clară, nu la informații răsfirate și aruncate așa în aer, doar care să compună un argument ce se pare coerent și pertinent. Bun, bine, David, am înțeles situația, am înțeles pericolul, dar vreau să te întreb așa, ce se întâmplă dacă cineva acasă sau împreună cu biserica locală hotărăște să facă lucrul acesta așa, la foarte des și fără să-i dea o însemnătate foarte mare? Acasă, hai să ne oferim la biserica din case, că despre asta am vorbit. Biserica din case sau de fapt de biserica familiei, casa, soț, soție, copii. Da? Deci nu vorbim de congregația, ci de familia în sine. Se hotărăsc conform obiceiurile pe care le observă pe internet. Zice, băi, poți să iau cina azi, mâine, poimine, duminica viitoare, joi acum este iar posibilitatea de a lua cina. Deci ori de câte ori, pentru că așa făceau creștinii din primul secol. Se poate ajunge la o denaturare a semnificației, a deveni un subiect, o practică foarte ușor devalorizată? Întrebarea mă pune în încurcătură și mă pune să punctez anumite lucruri destul de clar. Eu aș spune că discuția aceasta trebuie purtată în termenii încredințării. Încercarea de a argumenta biblic validitatea luării cinei în familie de către familie, nu de către grupul bisericii care se întâlnea în casa respectivă, este o încercare care nu are succes. Pentru fiecare argument există un contraargument. Așadar, discuția, din punctul meu de vedere, trebuie purtată în termenii încredințării. Domnule, noi ca comunitate sau noi ca familie, în această perioadă, considerăm că Dumnezeu ne oferă libertatea să luăm cina noi, patru persoane între patru pereți. Nu cred că e un păcat. Adică, poate cineva să spună că luarea cinei în familie astăzi, în situații de criză, este un păcat? Nu. Nu devii mai păcătos și nici nu cred că devii mai sfânt după ce iei cina în familie. Însă aș crede că discuția trebuie purtată în termenii încredințării, nu a argumentului. Durerea mea mare, durerea mea ca păstor, și vorbesc doar în termeni strict pastorali, durerea mea mare este că s-a dus discuția, mai ales în favoarea cinei luate în familie, în termenii argumentării biblice. Ceea ce mi se pare o încercare nefericită
pentru că s-a exploatat la maxim textul Scripturii, când n-a vrut să spună ceea ce autorul a căutat în el și așa mai departe. Deci, haideți să o păstrăm în termenii încredințării, nu în termenii unui argument biblic, pentru că acolo avem probleme foarte mari. Da, îmi dau seama că cât să pun mai mult, cu atât a descoperit mai multe aspecte, mai multe înțelesuri și în același timp și mai multe posibilități de a, de a o lua într-un mod ușuratic, deși noi spunem că este o aducere a minte. Nu e ceva care nu te sfințește, nu e grav dacă nu iei și nici nu te trimite direct în cer dacă o iei. Deci eu spuneam să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Este un act pe care noi îl facem. Dar totuși are importanță. Dacă așa ni s-a poruncit, înseamnă că acest lucru se face. Spunea un frate păstor acum 2 săptămâni, când am început prima dată discuția asta, că cina e făcută să fie luată, să nu fie dată. Și aici este un argument. Și inclusiv abținerea de la masa Domnului pentru o perioadă lungă de timp nu este sănătoasă din punct de vedere spiritual. Bun. Ce altceva mai putem lega de lucrul acesta, plecând de la ceea ce am început la începutul emisiunii, și anume despre camera de sus? Cina Domnului, am înțeles-o. Ce altceva mai aparține camerei de sus și am putea aduce în discuție astăzi în vremea crizei? Eu aș considera că valoarea și semnificația cinei ar trebui reașezată pe panoul de discuție, mai ales în perioada aceasta. Să fim onești, cum am menționat adineauri. Noi nu știu dacă înțelegem exact valoarea cinei la potențialul ei maxim. Eu aș continua discuția vorbind despre semnificațiile și despre valoarea cinei, așa cum Hristos a intenționat-o. Nu cred că cina este doar o amintire. Când reduci cina doar la o masă memorativă, ai redus din valoarea ei spirituală. Da, într-adevăr, cina nu te mântuiește și nu este un salt spiritual enorm, dar cina trebuie să fie o consecință naturală și firească a unei credințe reale. Omul care e născut din nou și e parte din nou legământ, automat va simți dorința aceasta intrinsecă de a sta la masa lui Dumnezeu. Ei, cine nu simte dorința asta și nu are disciplina aceasta, lucrurile relevă probleme spirituale. Hristos clarifică lucrurile foarte simplu și aș preciza din start. Mai întâi, cina Domnului trebuie înțeleasă în termenii jertfei. Când Hristos o instituie, cina aceea adună la oaltă elementele jertfei lui Iisus Hristos. Și în momentul în care un om se apropie de cina Domnului, omul acela mărturisește clar și categoric faptul că Dumnezeu Tatăl a primit jertfa lui Hristos și astfel a înviat din morți. Și mărturisește clar cu toată inima lui faptul că jertfa lui Hristos este elementul noului legământ. De acum încolo, eu sunt în relație cu Dumnezeu Tatăl prin jertfa lui Hristos. Jertfa, de exemplu, în biserica primară, cina în biserica primară, avea această semnificație a ofrandei, a jertfei. Hristos a jertfit. Noi declarăm lucrul acesta. Jertfa lui este elementul central al noului legământ. De acum încolo nu sunt primite în relație cu Dumnezeu Tatăl pe baza unor merite, ci pe baza neprihănirii lui Iisus Hristos. El a făcut totul în jertfa lui ca să pot să stau acum în Sfinta Sfintelor fără frică și fără teamă. Deci cina trebuie înțeleasă în termenii jertfei în primul și în primul rând. Doi, trebuie înțeleasă în termenii unei mese de mulțumire. Dacă sunteți familiarizați cu didachile apostolilor, În materialul acesta apare cina în termenii euharistiei, a unei mese de mulțumire, și biserica mulțumea lui Dumnezeu și spunea: Doamne, mulțumim pentru hrana aceasta fizică și mulțumim pentru hrana spirituală, mulțumim pentru trupul tău și mulțumim pentru sângele tău. Când te apropii de masa Domnului, tu trebuie să spui: Doamne, te-ai îndurat de mine și ai hotărât să-L trimiți pe Hristos să moară pentru mine, de aceea când mă apropii de masa ta, trebuie să mă apropii cu inima mulțumitoare. E tot ce am nevoie să trăiesc veșnic împreună cu tine. Când reduci cina Domnului doar la o masă comemorativă, reduci din valoarea ei spirituală.
Pe de altă parte, cina Domnului trebuie înțeleasă și în termenii unei mese comemorative, exact cum ați menționat. Și aici cred că trebuie să-l înțelegem pe Pavel și să înțelegem exact ceea ce Pavel vrea să ne spună, mai ales în 1 Corinteni 11. Pavel leagă totul de jertfa lui Hristos. Pavel leagă toată viața creștină de jertfa lui Hristos. Și când cineva stă la masa Domnului, omul acela își readuce aminte de faptul că credința lui, sfințenia lui, veșnicia lui depinde de jertfa lui Hristos. Jertfa lui Hristos a provocat expansiunea harului lui Dumnezeu față de Hristos, în primul rând prin învierea lui, și doi, față de urmașii lui Hristos. Noi comemorăm patimile lui și comemorăm faptul că prin jertfa lui, harul acela a început să curgă față de noi. Și pe de altă parte, cum deja se cunoaște, în fața cinei ne reamintim sau anticipăm împărăția lui Dumnezeu care are să vină și anticipăm banchetul ceresc la care noi vom participa. Dar în concluzie, vis-a-vis de semnificațiile cinei, cina e mai mult decât o masă comemorativă. Trebuie să fie o reacție naturală a celui care e prezent în nou legământ. Trebuie să fie ceva firesc, care să curgă în mod logic. Dacă harul acela te-a mântuit și ai fost îmbrăcat în neprihănirea lui Iisus Hristos, trebuie să vii cu o inimă mulțumitoare și cu un interes special la masa Domnului. Eu îmi doresc în această perioadă biserica să reevalueze felul în care înțelege cina Domnului și să preașeze cina acolo unde este locul. Uite, de aceea biserica primară celebra cina săptămânal sau chiar în fiecare zi, pentru că era elementul de căpătâi. Domnule, tot harul lui Dumnezeu este prezentat aici în elementele acestea. Aici este simbolul. Sunt elementele care reprezintă harul lui Dumnezeu. Înmagazinează binecuvântările lui. Vin aici și mă bucur de Hristosul care s-a jertfit pentru mine. Bun. Mulțumim mult pentru clarificare din seara aceasta. Sper că am fost înțeleși și mai mult n-am vrut să răsucim cuțitul în rana nimănui, ci dimpotrivă, după cum ai spus și tu și am spus și eu, fiecare înțelege și hotărăște conform propriei conștiințe, cugetului propriu, al bisericii locale, al sfătuirii cu păstorul, ceea ce face și cum se hotărăște, dar bineînțeles cu o mare atenție la pericole despre care cu tine am discutat în seara aceasta. Emisiunea se apropie de final și, David, aș vrea să te rog, ca acum în minutele de încheiere, să ne spui câte ceva despre situația aceasta și te-aș ruga din inima ta de păstor să ne dai câteva cuvinte, să ne încurajezi sau pe noi și pe telespectatorii noștri, un cuvânt din partea ta de acolo, din Vancouver. Știu că iubești România, ești aproape de România și ne-ar ajuta, ne face bine întotdeauna un cuvânt de încurajare. Într-adevăr, simțim cu frații noștri de acasă și inima noastră bate pentru cei pe care am lăsat în România. Cred că aș putea să spun ceea ce am spus și bisericii pe care o slujesc, vis-a-vis de criza prin care trecem. Toate încercările au rolul să desăvârșească creștinul. Noi trebuie să ne adaptăm și să ne supunem lui Hristos. Adaptăm crizei, supunem lui Hristos, în așa fel încât criza aceasta să ne desăvârșească. Eu am așa o oarecare teamă pe care o împărtășesc. Mă tem că trece situația și va trece cu siguranță și nu ne-am sfințit prea mult. Încercările, din perspectiva Scripturii, au rostul să desăvârșească credința noastră. Haideți să ne lăsăm trecuți prin cuptorul acesta, să acceptăm reglementările și situațiile prin care trecem și să lăsăm ca Duhul Sfânt să folosească criza spre sfințirea noastră. Mi-aș dori din toată inima, când ne revedem cu toții în locul de închinare, să fim mai sfinți și ar trebui să fim mai sfinți. Haideți să avem în vedere lucrul ăsta și să lăsăm ca situația să ne desăvârșească. Pe de altă parte, al doilea îndemn legat de pacea pe care ar trebui să o avem în această perioadă. Să știți că pacea este o obligație. Pacea este o obligație, nu doar o disciplină sau nu doar un beneficiu.
Reamintiți-vă cuvintele lui Iisus Hristos. Iisus spune ucenicilor, vă las și vă dau pacea mea. Ucenicul lui Hristos trebuie să aibă pacea lui Hristos. E darul sau moștenirea lui Hristos pentru ai lui. Și nu e o pace de mâna a doua. E pacea lui Dumnezeu. E pacea lui Hristos pe care a avut-o când a fost în pustie. E pacea pe care a avut-o în timpul furtunii. E pacea pe care atunci când a fost pus pe creasta muntelui și pregătit să fie aruncat jos. E pacea din grădina Ghețiman. Trebuie să avem pacea lui Iisus. Iar pacea lui Iisus este relațională. Aici e confuzia noastră. Pacea nu ține de situații, ci ține de relație. Când Hristos ne-a dat pacea lui, ne-a invitat în relația pe care el o are cu Tatăl, relație care generează pacea aceasta. Reamintiți-vă cum ne comportam noi în copilărie. Când afară ploua sau se auzeau zgomote, eram liniștiți pentru că erau părinții lângă noi. Nu pentru că știam ce se întâmplă, nu pentru că aveam noi oarecare tărie de sau oarecare curaj, ci pentru că eram într-o relație intimă cu părinții noștri. Pacea este relațională. Dacă ești în relația potrivită cu Dumnezeu, relația în sine va genera pacea aceasta. De aceea aș spune fraților mei care trec prin suferință, stați în Hristos. Stați aproape de Dumnezeu. Relația aceea cu Hristos generează pacea. Nu știrile de la televizor, nu evenimentele care se întâmplă, nu capacitatea rațională de a digera evenimentele, ci pacea este strict relațională. Stați acolo unde ea se oferă și Dumnezeu va da și pace și sfințire în situația prin care trecem în aceste zile. Mulțumim mult! Mulțumim pentru aceste urări și noi de aici în studioul Prodocens îți transmitem multe salutări familiei, bisericii și îți dorim în continuare o sărbătoare a învierii cu sănătate în primul rând și apoi cu multă pace, așa cum am spus, pacea lui Hristos. Cu promisiunea ta din Vancouver că ne vei fi prezent la o altă emisiune în viitor apropiat, încheiem această seară. Confirm, da, că vei mai veni. Vedem care au fost reacțiile și ne mai gândim. Cu siguranță reacțiile vor fi... De obicei, reacțiile sunt și de ambele părți. Dar noi mulțumim, nu încercăm să dăm verdicte, nu încercăm să impunem nimic, ci doar să discutăm. Stimați prieteni, țineți minte că întotdeauna facem lucrul acesta. Producția Media încearcă să aducă în discuție o anumită temă și să vedem ce putem scoate din tema aceasta, tot ce e mai bun, în conformitate cu Sfânta Scriptură. Și noi învățăm și noi suntem... Dorim să ascultăm părerile dumneavoastră, comentariile dumneavoastră, criticile dumneavoastră. Ne bucurăm când primim feedback și eu personal vă mulțumesc. Și dacă aveți și sugestii de următoare teme pe care ați vrea să le vedem, invitați, vă stăm la dispoziție. David, îți mulțumim, îți urez o zi binecuvântată și să ne vedem cu bine. Amin. Domnul să rămână cu voi. Stimați prieteni, încheiem emisiunea din seara aceasta cu mulțumirea că ați fost și astăzi cu noi. Vă mulțumim că ați petrecut mai mult de 60 de minute împreună cu David Lacri, pastorul din în Vancouver. A fost o seară extraordinară. Am simțit puterea lui Dumnezeu prin cuvântul rostit de fratele pastor. Ne dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți o seară bună. La revedere!